Dacă sunteți gata, îmi spuneți. Stimați reprezentanți ai mass media, vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi la această declarație de presă pentru a informa publicul despre anumite activități ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne. Așa cum am promis, instituția pe care am onoarea să o conduc este în continuare transparentă în toate activitățile sale. Și în afară de paginile oficiale ale instituțiilor, avem înregistrat pe canalul Telegram adresa inspectoratelor generale, cât și a Ministerului de Interne, precum și ne puteți găsi pe rețeaua de socializare Facebook. Evident, cu acele informații care se întâmplă la zi, dar nu și cu informațiile care pot să prejudiceze organul de urmărire penală. Anume, vrem să informăm cetățenii din prima sursă pentru a nu se specula cu diferite știri care nu corespund adevărului, dar și pentru a nu duce în eroare societatea. Deși toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne sunt implicate în combaterea pandemiei, nici pe un moment nu a fost delăsată activitatea de bază a instituției și la finele a 3 luni de zile am reușit să obținem unele din cele mai bune rezultate din ultimii 10 ani și nu vin cu o laudă, vin cu o constatare că am reușit să diminuăm cu peste 350 de infracțiuni în această perioadă și este îmbucurător că am reușit o diminuare esențială la infracțiunile excepțional și deosebit de grave, dar în premieră în ultimii 10 ani am reușit să majorăm numărul dosarelor penale, anume cu o continuitate de punere sub învinuire a infractorilor. Ceea ce presupune că peste 65% din toate dosarele, din toate infracțiunile, vor fi întreprinse acțiuni deja în instanță pentru a fi puși în acuzare sau să fie examinate de către instanțele judecătorești anumite persoane care au comis infracțiuni. Astăzi v-am invitat mai mult să discutăm despre o infracțiune excepțional de grave, o infracțiune care este sensibilă în societate și vreau să vă informez că, indiferent de naționalitate, cetățenie, gen sau ce statut are persoana care se află pe teritoriul Republicii Moldova, organele de drept din Republica Moldova trebuie să intervină de fiecare dată atunci când îi sunt încălcate drepturile pentru a depista cercul de persoane, factorii care i-au influențat la comiterea unei infracțiuni, de a fi atrași la răspundere cei care au comit infracțiunile și de a da calitate parte vătămată sau parte civilă celor care au fost victime a unor infracțiuni. Așadar, pe data de 03.04.2021, la orele 13:15, prin intermediul telefoniei 112 a fost informată poliția, precum că de pe strada Chestimițanu a fost răpită o persoană, la o oră după comiterea infracțiunii. A parvenit acest sun. Imediat, la fața locului, a ieșit grupa operativă pentru a documenta cazul. A fost ridicată pe alertă toate instituțiile specializate, a fost orientat atât angajații Ministerului de Interne, cât și societatea despre comiterea unei infracțiuni excepțional de gravă și prezentarea anumitor informații organului de urmărire penală, dacă cineva dispune. Vreau să vă spun că timp de peste 50 de ore, angajații Ministerului de Interne, 24 din 24 de ore, non-stop, am activat pentru a colecta probe, informații, pentru a stabili cercul de persoane care au comis această infracțiune, care a fost scopul comiterii infracțiunii și noi, la ziua de astăzi, am avansat în obținerea anumitor probe. Vreau să spun că este prematur să venim deja cu acuzații, însă la această etapă avem și o persoană reținută.
avem obținute și sunt depistate mijloace de transport care au participat la comiterea infracțiunii, sunt stabilite unele persoane, dar urmează să stabilim dacă corespunde identitatea acestor persoane, au fost ridicate în scrisuri alte urme, amprente digitale, totodată am mers pe traseul celor care au comis infracțiuni. Sunt la această etapă suficiente probe, indici, că această crimă a fost comisă de către cetățeni străini care au traversat frontiera în Ucraina. De asemenea, la ziua de astăzi, mai mulți demnitari, politicieni, încercând să politizeze această urmărire, deja s-au grăbit să facă unele declarații. Deja au apărut pe canalul Telegram alte rețele de socializare, diferite informații care noi oricum le selectăm, le analizăm, pentru că orice indice este important pentru organul de urmărire penală și oricare versiune are dreptul la viață. Însă acele informații care au fost în spațiu public, prin canalul Telegram, Facebook, la moment nu și-au găsit realizare. Iar acei demnitari care au spus că această infracțiune ține doar de competența Ministerului de Interne, vreau să îi informez că este de competența la toate organele de drept din Republica Moldova, dar și a demnitarilor. Evident că din momentul când se structurează din ce țară sunt acești membrii grupării criminale care au comis infracțiunea, noi o să cooperăm și cu direcția polițienească internațională, dar totodată, așa cum am menționat, ține și de competența altor structuri, în special și de către Serviciul Informației și Securitate, deoarece, repet, toate indiciile și noi avem deja probe video, foto, că acești cetățeni deja au părăsit țara traversând frontiera cu Ucraina. Sperăm foarte mult că Serviciul de Informație și Securitate, care are o colaborare foarte bună cu serviciile speciale din Ucraina, o să ofere informații suplimentare necesare organului de urmărire penală pentru a putea documenta acțiunile ilegale comise pe teritoriul Republicii Moldova. În afară de probele că au traversat frontiera înspre Ucraina, avem și înscrisuri. Nu știu cât este de important pentru organul de urmărire penală, dar avem probe înscrisuri în limba ucrainească, însă aceasta nu presupune că sunt neapărat cetățeni din Ucraina. În continuare, este un plan de măsuri care urmează să fie întreprins, aceste probe acumulate până la ziua de astăzi să fie recunoscute ca probe, iar organul de urmărire penală să-și poată duce până la capăt documentarea conform legislației vigoare. Chemă toți demnitarii și politicienii care încearcă să politizeze, așa cum am spus, această situație, să prezinte mai întâi de toate probele, informațiile procurorilor sau organul de urmărire penală. Această infracțiune este luată la control de către mine personal și șeful Direcției Generală Urmărire Penală. Este format deja un grup de lucru din ofițeri de urmărire penală, ofițeri de la investigație și procurori. Repet, avansăm în examinarea, cercetarea acestui caz, însă este prea matur să dăm acum nume, să dăm acum anumite informații care ar prejudicia mersul anchetei. Dacă sunt careva întrebări, de fapt să vă informez cine este Ceauș Nicolae. Este un cetățean de naționalitate ucrainească, din Ucraina, care în privința căruia în anul 2016 a fost pornită o urmărire penală de către organele de drept din Ucraina pentru luare de mită în proporții deosebit de mari și alte activități ilegale din partea acestuia,
Iar în anul 2017, Ceauș Nicolae, traversând ilegal frontiera Republicii Moldova, a solicitat președinției să-i ofere azil politic. Instituția prezidențială i-a refuzat în oferirea azilului politic și această decizie a fost contestată în instanțele de drept. La moment se examinează refuzul acordării azilului politic la Curtea Supremă de Justiție și urma ca în timpul apropiat să primească o decizie. Cetățeanul ucrainean, deși a fost anunțat în căutare pentru infracțiune gravă, nu poate fi transmis organelor de drept din Ucraina atât timp cât are statutul de solicitant al azilului politic. Însă persoana are dreptul să se deplaseze liber pe teritoriul Republicii Moldova, cât și să părăsească Republica Moldova. În perioada anilor 2019-2020, către organele de drept din Republica Moldova au fost mai multe solicitări de la serviciile speciale de Ucraina, organele de drept din Ucraina, pentru a oferi justiției pe Ceauș Nicolae, care este capabil de răspundere penală pentru comiterea unei infracțiuni excepțional de gravă, așa cum am menționat, luare de mită. Aceasta este ce am vrut să vă informez. Dacă informații suplimentare are și șeful Direcției Urmărire Penală, pe care l-am invitat aici, rog să aduceți publicului acea informație cu care se încearcă de a ieși unii cu diferite speculații, dar să țineți cont și de a nu prejudicia urmărirea penală. Vă rog. Stimați reprezentanți al mass media, bună ziua! Deci, după cum a comunicat domnul ministru, de momentul parvenirii apelului 112, au intervenit toate instituții specializate, Inspecția Generală Poliției și Ministerul Afacerilor Interne, deodată a fost pornită cauza penală de către Direcția Generală Urmărire Penală sub conducerea procurorului din Procuratura Specializată de Combatere a Crimei Organizate și Cauze Speciale. Să nu fie de manipulat, precum să nu s-a intervenit din momentul intervenției. Cum a fost apelat aproape, cum a menționat domnul ministru, de o oră de la comiterea infracțiunii, s-au întreprins toate măsurile. Nu avem posibilitatea să intervenim la orice oră pentru a da publicității unele măsuri care le întreprindem, deoarece măsurile care sunt întreprinse sunt cu titlu de secret a urmăririi penale și pot prejudicia atât victima cât aduce a afla publicul larg și potențialii infractori despre măsurile care urmează fi întreprinse de către organul de urmărire penală și procurori în comun la ziua de astăzi se întreprind un șir de măsuri pentru a fi stabilite și documentate persoanele care au comis această infracțiune. Vă mulțumesc!